A trecut mai bine de un an de la izbucnirea războiului din Ucraina. Mulți copii au fost nevoiți să-și abandoneze casele și școlile, iar unii dintre ei au ajuns cu familiile lor în Maramureș, iar aici au găsit și sprijinul necesar pentru a uita de violență, teamă sau pierderi. Fiind privați de educația de bază, au găsit aici un mediu sigur și ocrotitor. Fundația Părinți Salvatori este cea care a deschis și o grădiniță pentru copilași ucrainieni aflați în Baia Mare. Grădinița Părinții Salvatori oferă sprijin tuturor copiilor care au fost afectați de război. Fondatorul grădiniței Vlașin Vasile a vorbit despre programele oferite copiilor ucrainieni și despre modul în care instituția vine în ajutor pentru aceste familii care au fugit din calea războiului. La un moment dat au venit câteva mămici la mine din sutele de mămici refugiate de care mă îngrijesc în Baia Mare și s-au plâns că nu mai pot să-și ducă pruncii la grădiniță. Au funcționat două grupe de grădinițe în Baia Mare, finanțate de o organizație din Elveția. La un moment dat banii lor s-au terminat și au anunțat că nu mai pot să financeze, prin urmare, părinții au fost anunțați că grădinițele se vor închide. Erau disperate de ce? Pentru că multe dintre ele aveau loc de muncă. Și în momentul în care nu mai pot să-și ducă la grădiniță copilașul, ele nu mai pot să meargă la muncă. Și drama lor e greu de înțeles pentru noi, care avem o mătușă, avem o vecină, avem o bunică. Vlașin Vasile a mai discutat despre provocările familiilor ucrainiene și despre modul în care acesta a luat decizia de a deschide grădinița, primul gând fiind acela de a susține toate mămicile care nu au un loc unde să-și lase copiii în timpul programului de lucru. Aveam spațiul acesta închiriat de scurtă vreme pentru a organiza aici un centru de sprijin și integrare, un centru în care să avem diverse activități, inclusiv cursuri de limba română, consiliere psihologică și conform nevoilor lor. Și loc unde să le distribuim diverse ajutoare, în special alimente și produse de igienă. Și atunci am restrâns activitățile noastre undeva în partea cealaltă a spațiului și în partea aceasta din față, patru camere sunt, plus holul acesta imens, sunt destinate grădiniței. Cea mai mare parte a spațiului este destinată grădiniței, care oferă diverse activități și beneficii pentru copiii ucrainieni. Grupele de copii sunt organizate pe vârstă și pe categorii și în curând va fi deschis un grup dedicat copiilor cu nevoi speciale. Pe grupe de vârstă și pe categorii de copii avem două grupe, 3-4 ani și 5-6 ani și avem o grupă pentru copilași cu nevoi speciale care va începe să funcționeze de zilele următoare. Acum suntem în pregătire și în amenajare pentru că avem în grija noastră și 7 copilași cu nevoi speciale. Paralizie cerebrală, autism și alte probleme neurologice în special. Momentan, capacitatea grădiniței este maximă și este disponibilă o listă de așteptare. Centrul caută alte resurse pentru a deschide un alt grup pentru toți copiii care se află pe lista de așteptare. În momentul de față avem 32 de copilași la cele două grupe. Cumva capacitatea este maximă și avem și listă în așteptare și bineînțeles că încercăm să găsim resurse pentru a deschide încă o grupă, să avem o a treia grupă, la care se poate participa și ceilalți copilași de pe lista de așteptare. Tot ceea ce susțin în momentul de față este din resurse proprii. Pentru grădiniță am reușit să închei un parteneriat cu organizația internațională ADRA. Este o organizație care aparține de Biserica Adventistă și noi am mai colaborat în frontieră în primăvară și ei asigură plata salariilor în momentul de față la grădiniță. Centrul oferă diverse facilități, inclusiv transportul și o masă caldă pentru copiii ucrainieni. Avem în momentul de față 3 persoane full job aici, dar avem și partea de transport, copii, plus că avem partea de bucătărie.
copilașii servesc o masă caldă aici, dar se prepară în altă parte, la o cantină pe care noi avem în altă parte a orașului, unde avem 87 de copilași fără părinți de care ne îngrijim. Și de la bucătăria de acolo se aduce mâncare aici. Educatoarele au organizat grupele astfel încât să poată derula toate activitățile necesare cu copiii, cum ar fi cântece, poezii și multe altele. Avem două grupe, grupa copiilor mici, 3-4 ani, grupa steluțelor, și grupa 5-6 ani, grupa albinuțelor. Activitățile sunt diverse, începem activitatea la orele 9, la copiii de grupele mici începem prin acomodare mai întâi, la grupa mare suntem cu motricitatea, ne dezvoltăm motricitatea la degețele, începem să scriem, să învățăm cifre, litere, îi pregătim oarecum pentru școală. Copiii au foarte multă energie, ne jucăm cu ei, de asemenea învățăm cântecele, poezii, ne pregătim acum pentru sărbătorile pascale, iar mai apoi o să desfășurăm un program pentru Ziua Mamei din Ucraina. În fiecare zi avem și 15-20 de minute de activități în limba română. În momentul de față învățăm cifrele și apelativele. Începem activitatea prin joc, jocuri liber alese, iar mai apoi avem activități pe grupe. Cei mici sunt coordonați de colega mea, Valentina. Eu mă ocup de copilașii din grupa mare. A fost dorința părinților ca să poată să-și ducă copiii într-un centru unde să poată să se înțeleagă și cu educatoarele. Bine, știm că nu avem așa multe educatoare de limbă ucraineană și atunci pentru ei este un mediu prielnic. Voluntarul ucrainian Olga Cocorina a vorbit despre noul spațiu care va fi dedicat copiilor ucrainieni cu nevoi speciale și activitățile care le vor fi oferite în grădinița. So here we have some families with special kids. Aici avem câteva familii care au copii cu nevoi speciale și avem și doamnele ucrainene care au calificarea potrivită pentru a lucra cu acești copii. Mamele cu copiii lor au venit la domnul Vasile Vlașin și el o să le ofere spațiile potrivite unde o să putem organiza aceste activități necesare pentru ei. Cele de aici, care sunt calificate, sunt dornice să lucreze cu mamele și să se ocupe de copii. În grădinița noastră sunt deja câțiva micuți cu nevoi speciale. Copiii vor avea lecțiile și activitățile lor specifice, sprijin, motivație, pentru că, după cum știm, nu toți copiii au avut ocazia să viziteze centrele în Baia Mare, din diferite motive. De aceea am creat acest spațiu, pentru a le oferi copiilor care au nevoie de sprijinul nostru, spațiu și, bineînțeles, este o oportunitate pentru ei. Poate că unele mămici vor avea ocazia să-și aducă copiii doar dimineața, în funcție de starea acestora. Unii dintre ei nu se simt foarte bine dimineața și ar avea nevoie de timp după amiaza. Noi suntem aici să le oferim ajutor. Din acest motiv vom fi organizați în funcție de nevoile lor și cum o să fie mai bine pentru copii și educatori. Marele avantaj pentru copiii ucrainieni îl reprezintă faptul că activitățile sunt combinate, iar cei mici nu simt că le-ar lipsi ceva. Olga Cocorina a spus că dorința mămicilor este ca într-o zi să se întoarcă acasă în Ucraina, dar până atunci stau cu inimile deschise și cred în viitor.